v-ați obișnuit deja cu acest onești, care, desigur, nu prea economic, dar mai mult cultural, e totuși un câștig. Poate Oneștiul va deveni un centru cultural al Moldovei, după Iași, bineînțeles că locul este rezervat, putem spune așa. Dumneavoastră ați interpretat la vioară un instrument extrem de sensibil, fără discuție trebuie să vă mărturisesc că și reporterul iubește acest instrument. V-am observat împreună cu colegul dumneavoastră în acest proiect Duo Melos. Într-adevăr, ați abordat un repertoriu extrem de sensibil, un repertoriu care, iată, a plăcut publicului de aici din Onești. Vă rog să-mi spuneți despre acest instrument, despre vioară. Acum sunteți la un nivel profesional, dar pentru cei care vor să studieze vioara sau cei care vor să-și facă un hobby din acest instrument, din interpretarea la vioară, ce le puteți spune? Pentru că bănuiesc că este esența activității dumneavoastră. Acum, vedeți dumneavoastră, după cum este și denumită vioara ca fiind regina instrumentelor, este un instrument dificil, poate cel mai dificil instrument de învățat. E bine de a se începe cât mai devreme, 6 ani ar fi ideal. Este foarte mult de muncă, nu e ușor, rezultatele apar destul de târziu, spre deosebire de un pian sau chiar și chitară, de exemplu, unde ai ciupit coarda și ea sună un sunet plăcut. La vioară, dacă ai tras cu arcușul și n-ai tras, eu știu, suficient de apăsat sau prea apăsat, scârție sau emisia sonoră, va fi greu de atins la nivel de scenă sau de să-ți facă plăcere să cânți la vioară. Și atunci este foarte mult de muncă pentru... Ați transformat acest instrument, sau mai bine spus, l-ați lipit de sufletul dumneavoastră, pentru că am observat că aveți o acuratețe interpretativă, desigur, și pregătirea dumneavoastră profesională își spune cuvântul. Dar de la acest spectacol să fugim un pic în urmă cu amintirea cum ați reușit să-i cuceriți pe cei de la YouTube. Iată, tinerii o să fie extrem de interesați. Spun, domnule, dacă știu foarte bine un instrument, poate pot participa și alți români în acest proiect al Orchestrei Simfonice YouTube sau ceva în genul acesta, ca să nu greșesc. Da, a fost o experiență, poate una dintre cele mai reprezentative ale carierei mele de violonist. Practic ce au făcut? Au făcut o selecție, au vrut să facă o orchestră a internetului și să adune oameni din toată lumea, au zis, au YouTube-ul la îndemână ca și canal media, hai să îi adunăm pe toți prin YouTube. Și am subscris și eu la un moment dat, neavând ceva mai bun de făcut, și am avut surpriza să fiu și selecționat și să fiu concertmaestru acelei orchestre, practic șeful orchestrei. Dacă tot am vorbit de internet, o pagină de internet a dumneavoastră, Există, dar în construcție în momentul de față. În schimb, există canalele de YouTube care sunt pe numele meu, deci fluieraștitus/YouTube, unde găsiți o multitudine de înregistrări din concerte, din recitaluri, de peste tot. Desigur, și noi vom selecta câteva piese live înregistrate aici la bibliotecă, pe care le vom posta, iată, și pe YouTube, dar mai ales pe rețeaua de socializare românească, pe un Facebook românesc, iată, vă dăm și dumneavoastră o veste. Da, este făcut chiar de echipa noastră, exclusivromânia.ro, o rețea de socializare care se adresează românilor de pretutindeni, unde Duo Melos va fi la loc de cinste și, desigur, televiziunea Exclusiv TV. Iată, v-am dat și noi noutăți. Acum să vă întrebăm pe dumneavoastră ce alte proiecte mai aveți în viitorul imediat apropiat. Ce pot să spun este că noi tot timpul suntem pregătiți pentru o viitoare apariție, pentru un viitor concert. Cum spunea și colegul meu, avem în studiu programe noi, avem repertorii dintre cele mai diverse, avem prieteni care ne descoperă, de exemplu, ultimele două lucrări, prelucrările de Gershwin pentru vioară și chitară, ne-au fost donate de un, hai să spunem, un prieten virtual care ne-a descoperit pe YouTube. Văzându-ne, descoperindu-ne, a spus, uite, poate cântați aceste lucrări în un recital de al vostru. Și am și făcut-o pentru că este foarte bun. Prelucrarea a fost foarte bună și
s-a văzut și din reacția publicului. Publicul din Onești a lăsat pentru câteva ore Facebook, a lăsat laptopul, PC-ul și celelalte gadgeturi acasă și au venit să vadă real, live, Duo Melos. Desigur, amintirea acestui recital aici la Biblioteca Radu Rosetti din Onești va rămâne imortalizată pentru totdeauna la televiziunea noastră exclusiv TV. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost amabil să ne acordați acest interviu și sperăm să ne reîntâlnim la noi spectacole aici la Onești. Cu drag și noi vă mulțumim și venim întotdeauna cu cea mai mare plăcere la Onești. Vă mulțumim!